Ajuns să instalăm un nou Vaillant, care le avem aici în cutie. O să-l punem aici pe perete. O să vă arăt pas cu pas cum îl instalăm noi. Când deschidem cutia, avem label-ul de eficiență, cartea, robinetul, conexiile, suportul în spate, la condens, iar aici în cartea asta avem un template care îl punem pe perete când măsurăm centrala. Avem această hartă, template, cum putem să punem centrala, asta cu ieșirea în spate, dacă avem nevoie, sau cu ieșirea în sus, măsurătorile, cât trebuie să fie afară, conexiile, care cum, tur, retur, apă, caldă, gaz. Avem aici cam tot cum trebuie instalat, cum trebuie agățat, absolut tot, plus trebuie să verificăm cartea, manualul. Aceasta e EcoFit Pur, centrala, cam așa arată. Seria pentru garanție. Am pus template-ul pe perete, unde vine centrala. Și acum o să măsurăm unde punem suportul și o să dăm gaura pentru coșul de evacuare. Am montat suportul la bălăboc. Acum, pentru că nu putem da gaura direct afară, o să vă arăt de ce, trebuie să dăm în unghi, așa, în 45. Dacă era dat afară, avem aici deja gaura. O să vă arăt afară de ce nu putem să dăm direct afară. Nu putem să dăm direct afară pentru că ar veni chiar lângă geam, ceea ce nu e acceptabil ca să montez un coș la centrală. Dacă o să dăm puțin în 45, în unghi, pentru acest lucru va trebui să punem centrala, să punem cotul și să verificăm unghiul. Vom scoate cele 4 șuburi la capac. Așa. Aceste șuburi nu veți mai avea nevoie. Asta e capacul care iasă, da? După care trebuie să instalăm adaptorul. Adaptorul are liniile aici unde trebuie să intre. Uitați, la prateș și îl întorci. Trebuie să fie pe linia cealaltă și perfect. Așa se montează adaptorul la centrală. În cazul în care trebuie să-l montați aici, acel capac rămâne, să scoate acesta, iar coșul de evacuare aveți în template, în hartă, unde să dați gaura, iar coșul o să vină de aici încolo și o să trebuiască tăiat exact cum vă arată în carte și cât trebuie lăsat afară. Dar există posibilitatea să-l scoți pe aici. Dacă ai mobila mică, dacă ai alte găuri, să fie mai compact, e posibilitatea să-l montezi așa. Am agățat centrala pe perete. Trebuie să măsurăm coșul. Foarte important să verificați să fie în bălăboc. Ia, bine agățată pe suport. Are cele două urechi, una stânga, una dreapta. Și uitați că aici trebuie pus un șurub de siguranță. Aceasta e mașina și frezele cu care vom da gaură pentru coșul la centrală. Am început să dăm gaura, un pic de challenge în unghi. Am terminat gaura. O să vă arăt și afară acum. Mult mai bine decât cealaltă. Deci șurubul care vine la centrală vine în manual. Acest șurub vine pus sus. Deci acest șurub vine pus aici în spate. Am pus șurubul și acum o să încercăm să facem coșul de evacuare. Am pus cotul și coșul de evacuare, ca să-l măsurăm afară. Atenție mare, nu folosiți pur sau orice să pun la garnituri.
nu e bun. Deci am scos coșul, l-am măsurat afară. Ce o să facem? O să tăiem distanța de aici, aici, în partea cealaltă. Deci o să luăm un metru și o să măsurăm de aici, aici și tăiem invers. Am măsurat cât să tăiem în coșul de evacuare, de aici, aici, ochelari de protecție, flex. Și nu uitați că montaj centrala, după acest plan, trebuie să aveți o înclinație de 2,5 grade. În carte scrie 3 grade. Dar pentru că acest coș de evacuare de la Vaillant are panta în el, puțin de panta în el, da? Nu e drept. Vom folosi pentru fiecare metru 2,5 grade. Aia e minimum. Noi ce facem, îl punem la 3 grade ca să nu avem nicio problemă. Ce se întâmplă dacă nu îl faceți la 3 grade, ea nu condensează, condensul nu vine înapoi destul de bine și ce se întâmplă, o să ruginească coșul de evacuare și o să strice garniturile și e posibil la un moment dat să aveți apă de condens în centrală, care nu e bine, o să ruginească tot în ea. Asta e. După ce l-a tăiat, trebuie curățat și făcut șanfren. Mare atenție, nu trebuie să rămână nimic ce ar putea să zgârie garnitura sau să-i facă ceva rău. În cutie mai vin două coliere, unul mai mic și unul mai mare. Deci avem cele două coliere, mai mic, mai mare, două ornamente pe interior și pe exterior și șurubele de siguranță, foarte important. Acum hai să vă arăt unde să pun. Deci, primul ornament vine pe partea de interior, cel mai mic suport vine aici pe partea de jos, iar cel mai mare suport, cel mai lat suport, vine aici, pe partea asta, la centrală. După cum vedeți, are găurile unde trebuie puse șurubele și aici. Și aici, șurubele de siguranță sunt obligatorii. Am pus cotul. Mare atenție, ăsta, da, trebuie să fii sigur că cotul calcă exact aici, când pui coliera. Și aici trebuie să se lipească metalele perfect. Da? Deci în momentul în care acesta calcă perfect, da, strângeți cele două șuruburi ținând apăsat pe cot. Era asta, trebuie să fie perfect aici, ca să nu tragă aer din cameră. În momentul în care trage aer din cameră, e pericol. Deci acesta, normal, trebuie să tragă aer de afară și să împingă fumurile înapoi afară. Sunt două lucruri pe care trebuie ținut cont. Apropo de chestia asta, aici jos, când se bagă cablurile, orice se bagă în centrală, nu ai voie să ai altă gaură. Am să vă arăt înăuntru. Trebuie să fie strâns, pentru că nu are voie să folosească aerul din încăpere. Deci în momentul în care vedeți aici cele două cauciucuri, faceți gaură în ele doar dacă trebuie să treceți un cablu punea altfel, nu faceți nicio gaură, pentru că va folosi aerul din încăpere, ceea ce normal e ilegal. Am pus cele două șuruburi de siguranță aici, face flow-ul, coșul de evacuare să fie 3 grade, o să pun ceva sub ea. De menționat, aici trebuie ciment sau ceva tare, nu spumă. Spumă puteți pune ca să umpleți gaura doar. Pe exterior trebuie ceva tare. Deci am pus ceva sub flow ca să vină mai sub coșul de evacuare. Acea gaură va fi făcută plin pentru a nu merge gazele înăuntru în casă. Să testăm acum dacă avem 2,5 grade. Deci o să ne arăte gradele. Foarte important dacă se poate să mergeți în curățenie. Acum ce o să facem? O să vă arăt care cum vine aici sub centrală. Normal, e destul de simplu. Retur. Primul la dreapta spre stânga, retur. Apă rece, apă caldă, tur, gaz. Restul, asta e cu apă de siguranță și asta e pentru condens. Aici avem robinetul de o bere care vine pe retur. Avem garniturile.
Trebuie să agrează curul, conecte țeava pentru condens. Hai să continuăm una cu două garnituri, de 3x4. Vedeți, 22, 15. Asta e aparece. Și ăsta e director. Deci am înfiletat returul aici și apare și cu garnitură. Avem acești semi-olandezi, unul de 15, unul de 22. Vom continua cu returul în partea stângă. Deci avem returul, apa rece, gaz, apa caldă ieșire, da? Asta cu curba aici și turul. O să urmeze, dar mai încolo, să facem pressure release valve-ul, supapa de siguranță și condensul. Aici, cel puțin unde lucrăm noi, este obligat aceasta să fie legată undeva pentru siguranță, într-o scurgere. Nu o să legăm aici în scurgere aceasta sau afară undeva. Dacă o legi în scurgere, îți trebuie tandiș ca să poți să vezi în cazul în care curge. E obligatoriu, nu ai voie să o lași nelegată. Ce o să facem acum, o să încercăm să tragem linii, să punem cleme. Aici avem deja apa caldă și apa rece, parte din ea. Avem aici, noi astăzi, ce o să facem, o să coborăm doar țevile, să punem filtrul, să testăm, pentru că altcineva va face conexiile de aici.